Salutare, prieteni! Golazo Vlog ajunge la episodul 2. Suntem lângă stadionul Arcul de Triunf, prezenți la meciul dintre Dinamo și Sepsi. Sunt curios cum va juca Dinamo. Sepsi e integrat în cupele europene și probabil va băga rezervele, dar suntem curioși și vom vedea. Revin cu detalii. Tare vlog, suntem aici cu Nico și cu Marius, proaspăt întors din vacanță. A fost Marius al nostru până în Muntenegru, în Bosnia, în Croația, în Maldive, în Honolulu, a fost în Hawaii, unde n-a fost. Acum se bate cu, cum îi zice, husă, un mic ghiozdan, da, un fel de ghiozdan pentru obiectiv. A venit și Nico, întârziatul nostru. Avem și noi în sfârșit șnur la beci, nu mai trebuie să-l punem în ghiozdan. Am ajuns la teren mai devreme, jucătorii bine, deja au ieșit pe teren, au și intrat la vestiare. Unii dintre noi avem și nu, alții ne descurcăm un pic mai greu astăzi. Alții ne-au primit pentru că au întârziat și vă ține la curent, intrăm și noi pe teren. Joc echilibrat până acum, poate un plus mic pentru Dinamo. Am văzut mai devreme ce a apărut pe margine, am avut și noi o surpriză acolo la tablouri. Așteptam să înceapă repriza a doua, jucătorii încă n-au ieșit pe teren. Aici avem reclamă la Nicol, grafica făcută de Roger. Nico și Marius sunt pe aici undeva. Au fost la fumat și vii și în coace. Și am mutat poarta, acum suntem în spate, avem în spate galeria lui Dinamo, nu o să vă arăt. Pentru că știu că mă credeți oricum și o să vă arate Nico destul. Din păcate 1-0 pentru Sepsi. A jucat mult mai bine Dinamo, mult mai agresiv, foarte frumos. Cred că cea mai bună repriză făcută de ei de când s-au întors în prima ligă. Însă Sepsi, echipa mai experimentată, puțin mai multă forță. Se observă faptul că au experiența primei ligi. Și rămâne să vă ținem la curent cu ce se întâmplă. Egalează Dinamo, da, sau... Acum de pe ce joc au toate șansele. Și eu cred la fel, și eu la fel. Pare incredibil a celor de la Dinamo, trebuie să recunosc că am văzut o poartă. Datare imensă pentru 70 al celor de la Dinamo. Nu se poate așa ceva, ratare după ratare. Iată că a sosit și finalul meciului, Sepsi 3, Dinamo 0. Din păcate, cam ăsta-i deznodământul acestui meci. A fost un meci frumos, dar din păcate nu știu dacă Dinamo n-ar fi meritat mai mult. Mergem cu jucătorii celor de la Dinamo să salute fanii după un rezultat slab, din păcate, dar... Asta e, Dinamo a renăscut și va renaște tot timpul din cenușe pentru că este una dintre cele mai respectate și iubite echipe din România. Oh, 3-0, Alex, ți se pare un rezultat echitabil sau nu la cum s-a jucat? Marius aici. Deja și-a dat vesta jos, a zis că se lasă de meseria asta de fotograf. Nu-i așa? Că ăștia tot iau bătaia, eu încă sunt la început și chiar îmi doresc foarte mult această meserie. Da, pentru el e excitat că e așa la început, că după-i trece și lui, vă zic eu.
Da, s-a terminat 3-0, a bătut Sepsi.